Vești bune pentru municipalitatea Severineană. Orașul primește păcură de la guvern pentru asigurarea agentului termic. 26.000 de tone păcură au fost scoase din stocurile păstrate în rezervele de stat, astfel încât severinenii să beneficieze de căldură și iarna viitoare. Este vorba despre un amendament care a aprobat scoaterea din rezerva de stat sub formă de împrumut a 26.000 de tone de păcură, care va fi predată Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică până la data de 31 octombrie 2021. Chiar dacă sezonul rece încă nu a trecut, municipalitatea caută soluții pentru a asigura căldura severinenilor și pentru iarna viitoare. Astfel nu va exista posibilitatea să ne prindă sezonul rece pe picior greșit. Primarul Marius Creciu a acordat o atenție sporită uneia dintre cele mai mari probleme ale orașului nostru și a găsit soluțiile cele mai bune și viabile pentru ca severinenii să beneficieze de agent termic în fiecare iarnă. De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului, deputatul PSD Mehedinți Chirila Alin a solicitat președintei de ședință, precum și tuturor colegilor, indiferent de culoarea politică, avizul favorabil în vederea acordării sprijinului pentru confortul tehnic al severinenilor. Alin Chiril a susținut și de-a lungul timpului din funcția de secretar de stat al guvernului PSD în legislatura 2017-2019 sprijin guvernamental pentru încălzirea locuințelor cetățenilor din municipiul nostru. Doamna președintă, doamnelor și domnilor colegi, am vrut să vă spun două cuvinte, fiindcă cunosc mai bine situația. În municipiul Drobeta, Tunul Severin, nu se poate da căldură, energie termică, decât intermediul unui serviciu din cadrul primăriei care funcționează cu două cazane de la fosta centrală termică. Asta se întâmplă datorită faptului că regia autonomă pentru activități nucleare a dat faliment cu ceva ani în urmă. Operatorul de gaze naturale, Mehedinți Gaze SA, nu a putut să ducă toate conductele de gaze la proprietate să conecteze populația din Drobeta, Tunul Severin, fapt pentru care principalul furnizor de energie termică în municipiul Drobeta, Tunul Severin a rămas tot primăria. La momentul acesta, bineînțeles că resursele financiare și bugetare sunt insuficiente și vă rog frumos, doamnă președintă și stimați colegi și colege, să acordăm un aviz favorabil. Termoficarea Severinului a început să fie o reală problemă pentru autorități încă din anul 2016. Atunci când regia autonomă pentru activități nucleare a intrat în faliment, iar municipalitatea s-a văzut în situația în care să caute soluții ca severinenii să aibă căldură în apartamente.